7 benzi. Gold Center. Aur, dacilor, îl căutăm. Aur, 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 aur. 21 de carate, cântărește 14 grame. Dar n-are preț, nu? Un bazar old school. Madina Zayed. Oh, sorry. În fața noastră este cea mai mare clădire din Abu Dhabi. Loc de stat la chill out. Măsuțe. Separeuri, să ai drept frumos, să ți-ai adus gustările. Nu te plouă. Este timpul să ne tirăm în această cameră mică. Am dormit ca sardinele 4 zile în acest loc. Asta a fost luxul nostru din Abu Dhabi. Luxul de 20 de dolari pe noapte. Am dormit ca șobolani. Este așa ceva. Dintr-o cameră imensă s-au făcut două camere mai mici, delimitate de acești pereți de carton sau nu știu din ce sunt. Din placaje. Dar am avut un birou și scaun. Și nu știu, în Siria sau Irak. Se demolează până înăuntru. Recepția, da. Oman, am pornit spre Oman. Oman. Dar nu înainte să ne oprim la supermarket să ne luăm un hummus cu speclă. Speclă roșie. Cea mai bună combinație pentru mâncare este supermarketul Lulu. Pentru că poți găsi mâncare gătită. Și bineînțeles, mai sunt tot felul de magazine de fructe și legume. Da, Lulu Rus, că găsești tot felul de mâncare caldă. Ne-am tunat cu două tarte. Hummusul cu sfeclă roșie. Cât e de pe el? 4,70. 6 lei aproape. 6 lei și să nu uităm de aeranul cu mentă 1,20. Aeran cu mentă 1,20, ăsta e super, super bun. L-am descoperit la ban, aeran cu mentă. Chiar e cea mai bună combinație, aeran și mentă. Și vitamina C, mandarine. Un parfum vis-a-vis costă 3 euro jumate. De la 50, reduceri, 75%. 3 euro. Rockstar. 3 euro. Arată destul de bine. Putem spune că e foarte ieftină mâncarea în Emirate, mai ales în comparație cu România, e foarte ieftină mâncarea gătită și bună. Doar că nu găsi street food. Sau n-am găsit noi, cel puțin până acum. Nu cred că sunt nici acceptate. Nu cred că le dau vot. Până la aeroport vom lua busul A2 din acest terminal. Foarte ieftin transportul. Busul A2. Al Jazeera Club.
se poate observa una dintre cele mai mari moschei din lume, care are un covor făcut manual, cel mai mare din lume. De 95, adică unul aproape. Trebuie să mai terminem până la Buda. A fost interesantă călătoria în această țară. Merită chiar să locuiești aici. 5% TVA-ul, nu sunt taxe, poți să deschizi orice firmă, mâncarea ieftină, salarii mari. Și căldură. Și căldură. Ce vrei mai mult? Doar că mai sunt niște mici reguli. Ghilimele, că sunt destul de mari. Dar bine, dacă ești om serios și n-ai treabă cu tot felul de chestii dubioase, cred că e ok. Departure, mergem spre Oman. Oman, mergem spre Oman. Aha, și am găsit bilet foarte ieftin, cu 15 euro. Îl vezi pe undeva? Oman, la ce oră este? Pe la 2. Pe cealaltă... Wow, aeroportul ăsta arată într-un fel super science fiction. N-ai cum să ratezi compania, uite cât de mare scrie. Îți face așa acoperișul la casă. Oman, 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 venim. Ultima șansă din duty free. No tax. Ceva fără taxe. 50% TVA, unul sunt taxe. Lux. Ah. Am partea cealaltă. A, de-n partea. Doar 15 euro biletul de avion din Abu Dhabi în Muscat. Am vrut să o luăm cu busul, dar ne-am gândit că dăm prea mult pe bus. Era undeva la 60 de euro. Și 8 ore de zbor. Și 8 ore de mers. Uite florile pe care le avem acasă în Ghiveci. Da, da, da. Ultima șansă să devenim milionari. Hai, ia tichet. Mobile number.
zbor de 50 de minute și am ajuns în Sultanatul Oman. 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 Suntem în Oman. Sultanatul Oman, privire pe covor. Privire pe covor. Clinica în aeroport. Dacă e să vorbim despre oamenii din Oman, ei nu au insultat niciodată sau abuzat pe cineva. Bun venit în Muscat. Dacă în Abu Dhabi nu am folosit deloc banii, am folosit doar cardul, aici trebuie să schimbăm niște bănuți. Pentru că vom merge cu busul din aeroport și plata se face la șofer cu cash, nu merge plătit cu cardul. Cash. Trebuie să avem niște riali omanezi. 278 aici e mie. Mai nasă, nu? Mai mult. Cea mai bună combinație e să ai un card la tine și pentru cardul Revolut, banca Muscat și banca Dhofar Dhofar nu ia niciun fee. Deci am schimbat 119 euro pentru 50 de... De riali. Bagnota de 20. Deci au o monedă foarte puternică, undeva la 2,38 euro costă 1. În aeroport cursul era 2,66 și găsesem chiar cu 2,78. Deci dacă nu vreți să vă ardeți, Revolut Rules. Bag și un link cu Revolut pentru cine vrea să-și facă carte. Da. Wow, ce frumos arată, colorați, sultanul. Ah, toate sunt cu sultanul. Toate, da. Ia, scrie ceva în doar engleză. Doar diferă culoare. Aha, și pe spate cred că e diferit. Pe spate e diferit. N-am mai văzut bani de o grămadă de timp. Am folosit doar cardul. Nu am mai văzut cash-ul, mălaiul. Și ăștia de 20, 20, adică 46 de euro. Hârtia asta înseamnă 46 de euro, 50. Țin-o bine. Țin-o bine că... E gros. 120 de euro pentru o grămadă de zile, nu cred că ne ajung, dar vedem. La parter, adică 0, avem busul care ne duce până în centru. Românii pot sta 15 zile fără să plătească viză. Nu ne-a întrebat nimeni nimic, unde stăm, unde mergem, câte zile stai. 8, 10, 12, asta gratis, intră. Ne-a pus până pe 31. Și nu ne-a întrebat unde mergem de aici. Nici dacă avem bani, nu ne-a întrebat. Vezi cât aeroport? Am ieșit, luăm busul, îl căutăm să vedem pe unde îl găsim, numărul 8. Number 8. Oman. S-au mai adăugat câteva grade. Wow, ce ieșire, ha? Foarte tare aeroportul. Aveau chiar purificator de aer cu miros. Miros de tămâie. Mega lux. Și am prins și rugăciunea în aeroport, cât stăteam să ne pună viza. Pentru cine nu știe, Omanul este a treia sau a doua țară din lume cea mai sigură. Safety. Totul la linie, nu vezi o hârtie. De la lux la mai lux, chiar. Numărul 8 până în centru. O să ne ruineze biletul, hai. Bagă-te. Mergem până în... A, 0.40. M-ai panicat că nu știu cât. Vrei să spui la șofer destinația, că te taxează în funcție de destinație. Dacă ai etichet, trebuie să-l scanezi. Ce e tare la acest bus care are acest loc de ținut bagajele. Ca a rupă aerul condiționat. 0.40, a? 0.40. Și astea ce sunt? Jumătăți? De ce? Ia să vedem asta câte e. 1. 50.
1 pe 2. Pe jumate. 2. 2. Am băgat picant în Emirate, de mi-au apărut iar bubă și mie și Andrei. Ne-am tonat cu niște bubițe. Și cam așa arată restul. Asta este unul și avem o hârtie din 95. Din mai old school. De 100 de baisa. Și așa arată jumate. Jumate de real. Ultima stație de la aeroport până în capătul Omanului, în Muscat. De la cap la cap, din aeroport până la capătul numărului 8, în Muscat. Mergem la cazare și după să căutăm ceva gustări, că suntem rupți de foame. Poate aici putem să mâncăm local. Local și nu spicy. Nu spicy, dar ne-a spus un tip din Egipt, am stat cu el la povești în bus și ne-a zis că cam 70% e spicy. Să ne ținem bine. Noi cu siguranță avem alergie la un condiment arabesc, că la fel ca și în Egipt am făcut alergie. Alergie. Ce? Am intrat în Sultanatul Oman. Care are o arhitectură de mini palate. Ia, ce trecere de pietoni. Și cum faci? Hap. Săritura. Mama. Săritura furnicilor. Oh. Și în față se observă un mall sau ceva cu gustări. Ne lăsăm bagajele, suntem pe el. Uite ce arhitectură. Un pasaj. Aduce puțin cu Egiptul. La arhitectură. 40 a fost călătoria, aproape 1 euro și benzina costă 0,25, deci cam 3 lei. Cam 3 lei litru. Uf, ce bine, nu? Da. Ce mișto arată arhitectura din Oman. Interesantă arhitectura până acum la prima impresie. Zici că stai într-un castel. Este, trebuie să băgăm codul. 71 AD. Stins. Bingo. Da, 7. Intrat. Nu e aici. Poate pe lângă. Am ajuns pe casă. La camera tu n-am găsit-o. Wow, stare în palățel, ha? Greșeal la vecini. De unde am luat cheile? Invers, în sus. La etajul 1, în palat. Cine ne întâmpină, moțeanul din Oman, moțeanul din castel, miroase a tămâie. Ha. Am intrat în castel. Uf, ce frumos miroase. Ce vrei? Hai, sus, pe asta. Știi unde se grăgea. Aici. Aceasta este cazarea pentru 18 euro pe noapte. Se las pasă de țințări. Și vine la pachet cu acest motan. Plus loc de chill out. Motanul din Oman. Căută gustări. Gustări. Bă, ce frumos e. Motanul. Dar ce, câte lăboaie le are, nu? Ce frumos e. Gustările. Ce-au urlat. Ce? Că nu băgăm în seamă. Mamă, ce labă are de felină. Ei, ce faci, măi?
Palat, wow, ce mașină în fața asta roșie. Tur de 550. Încă n-am luat cina, căutăm ceva de mâncare, bineînțeles. Dar o să ne iasă în cale un mall pe care l-am văzut mai devreme. E puțin cam răcoare, ne așteptam să fie mai cald decât în Abu Dhabi. În Abu Dhabi. Al Sheikh, Al Sheikh, ăsta e. Al Sheikh. O trecere de pietoni în față. Hai pe covorul verde. Oh, covor. Intrarea. Asta e supermarketul? Da. 0,40 înseamnă 1 euro. Deci unul înseamnă 2,30 euro. E cu sultanul în față. 0,50 vine cam 70 de bani. Ha, ce tare, 0,0, știi, niciodată numai cu 10, sute. Acum, 1 euro e mai slab decât... decât rialul. De 5 lei. Vinetele și mai ieftine. Roșiile 2,50 lei. 3,45, 4 lei. Pe junk food, produse locale. Tortilla chips, chipsuri cu smântână și ceapă și biscuiți cu ceapă. Și cartofi. Cartofi. Cât de ieftine sunt, nu? Chipsulețele și astea. Căutăm mâncare gătită, dar am să rănăm ceva de prânzeală. Aperitivul. Chiar au gust bun. Biscuiți cu cartofi și smântână. Chiar sunt mai bun decât chipsurile. Palese. Ram, GMC. Toyota. Al GMC. 5 euro. Jeepulețele. Adeoaza din deșert, Oasis Mall. Și bineînțeles au un Carrefour. Trâmpă măslinuțe. Hello. 20 de lei kilogram. Kilogramul de ardei. Cofranul cu 2,50 euro. Ca aur. Aur, chiar că. Să ne uităm pe net cât costă un gram. Un gram de șofran. Ieftin, oricum, 2,50 euro. 2,30 euro. Sultanatul Oman. Filet de ton 3,7, deci cât vine? 2,7, 8 euro kilogram. Wow, cât de bine. Trebuie să luăm o cazare cu bucătărie. Mamă, uite pe asta, 1,2. Wow, cât de bine. 3 euro, cum ar veni. Ca mai felioanță. 3 euro și eu. Lux. Cala, Sagai. Cala sunt puțin mai uscate. Că nu știați, Oman este țara unde se găsește arborele de tămâie, iar în fața noastră avem tămâie cu arome de căpșuni, bazil, rodie și o grămadă de sortimente. S-a crescut o floare la cap. Da. Țara de unde e tămâia? You like sweet, like fancy. Ah, yeah, pomegranate. Pomegranate, ah. Rodie. Rodie, să vedem. This frankincense. Wow. Pagă. Rodie. Mirosul, o grămadă de arome. Când am ajuns în casă, mirosea tămâie și ne gândeam, băi, de ce mirosea tămâie? De fapt, e țara unde se găsește cea mai multă tămâie.